Biserica Locală de Iași, împreună cu toți episcopii, preoții, persoanele consacrate și toți credincioșii catolici din România, cu profundă recunoștință față de succesorul Apostolului Petru, Papa Francisc, îi aduce mulțumirea lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, și înalță imnul de laudă pentru beatificarea episcopului Anton Durcovici. Colega mea, Ligia Pricopi, a urmărit ceremonia și vine cu mai multe informații. Ligia, bun găsit, te ascultăm! Bun găsit! Cei mai mulți dintre pelerinii care au venit astăzi la Iași au trăit un sentiment unic la ceremonia de celebrare, în condițiile în care sunt la prima lor astfel de ceremonie religioasă de beatificare. Au venit aproape 20.000 de oameni și o trăire aparte, în condițiile în care cutuma spune că beatificarea are loc chiar în momentul în care toți cei prezenți la ceremonie aclamă în cor amin, imediat după citirea scrisorii apostolice, prin care suveranul pontif recunoaște martiriul celui propus pentru beatificare. Așadar, de astăzi, episcopul Anton Durcovici este martir al Bisericii Catolice din România, este declarat fericit și de astăzi îi se pot adresa rugăciuni în toate bisericile de pe teritoriul țării noastre. Ce a presupus ca mai bine de 20.000 de oameni să fie adunați la oaltă, la un astfel de eveniment, aflăm de la Părintele Adrian Blăjuță de la Episcopia Romano-Catolică din Iași. Părinte, lumea a început să plece deja, dar vă întreb ce a însemnat să organizați evenimentul care s-a încheiat cu bine, în liniște spirituală și disciplină exemplară, în condițiile în care nu știu dacă a fost mult sau puțin timp. În octombrie a fost recunoscut martiriul anul trecut, în decembrie s-a stabilit data și locul. Așadar, cum a fost să puneți la cale toată desfășurarea de astăzi? Putem să spunem acum, fericite Anton Durcovici, roagă-te pentru noi. Iată o atmosferă plină de bucurie, o vreme ideală. Îi mulțumim bunului Dumnezeu și fericitului Anton Durcovici pentru această vreme și atmosferă plină de bucurie a oamenilor care s-au pregătit, a credincioșilor care s-au pregătit în special spiritual. Și am făcut ca acest stadion municipal din Iași să fie o adevărată catedrală în care să înălțăm lui Dumnezeu laudă și mulțumire pentru marele dar al fericitului Anton Durcovici. Sigur, pregătirile au fost îndelungate, a fost o perioadă, iată, o pregătire mai îndepărtată și o pregătire mai apropiată. Imediat după ce am aflat vestea de la Vatican că Sfântul Părinte Papa Francisc a recunoscut martirul episcopului Anton Durcovici la 31 octombrie anul trecut, am intrat deja în mișcare. S-a format o comisie de organizare. Apoi, timpul iată, trecând, această comisie a pus la punct diferite detalii, a ținut în continuu legătura cu preoții din comunitățile diecezei de Iași. Desigur, au fost multe elemente care, iată, au trebuit să fie puse la punct, iar totodată am avut și din partea primăriei din Iași o colaborare foarte bună. Un eveniment, într-adevăr, cum rar putem vedea de regulă pe un stadion. Sunt oameni din toată țara care au venit aici, oameni din Europa, sunt și delegații din localitatea natală a episcopului din Austria. Au venit și oameni care l-au cunoscut personal, înțeleg. Sigur, nu numai din diecezia de Iași, din întreaga Românie, dar și din afară, în special din Austria, din Ungaria, din Italia, din Polonia au venit. Sunt și persoane care l-au cunoscut pe episcopul Anton Durcovici și chiar la ceremonia beatificării strănepoata episcopului Anton Durcovici a adus o lumânare pe care era inscripționat steagul Austriei și cu data nașterii episcopului și o altă persoană care l-a cunoscut pe episcopul Anton Durcovici, care a și suferit chinul închisorii pentru că a fost în preajma episcopului și a dus și el o lumânare cu semnul, cu steagul României și cu data morții episcopului. Părinte, vă mulțumesc! Sute de voluntari au împărțit celor care au venit aici o amintire, o insignă cu episcopul Anton Durcovici și o eșarfă. Probabil că cea mai importantă amintire va fi chiar prezența la acest eveniment. În această seară, la catedrală, va avea loc o slujbă de mulțumire pentru beatificare.